Mă bucur din toată inima să fiu împreună cu dumneavoastră și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia. În toamnă am fost aici pentru 3 săptămâni, în luna noiembrie. Nu aici, în România am vrut să zic. Și am fost acolo în Oltenia. Și acum când l-am văzut pe Pavel aici, m-am gândit că el e aici și eu sunt în Oltenia. Că el, deși moldovean, el, părinții lui sunt de acolo, nu? Nu? N-am fost niciodată în Oltenia, am vizitat. Nu m-am vizitat, ai fost? Da? Nu știu de ce am știut eu așa greșit lucrul ăsta despre tine. Părinții tăi nu sunt la Târgu Jiu? Nu, ce e, dar. Opa, Valea Jiului. Da, știu, asta știam, de la Bursuceni. Da, atunci a fost timpul prea scurt ca să vin. Mă gândesc mereu la lucrul acesta că de câte ori trebuie să mă ridic undeva să spun cuvântul lui Dumnezeu. Noi ca oameni suntem tentați să ne uităm la oameni. Eu știu că dumneavoastră vă bucurați că eu sunt aici și eu mă bucur tot așa de mult ca și dumneavoastră, dar noi trebuie să avem așteptări de la Domnul Iisus. El era într-un loc în care se spune că n-a putut să facă nimic în locul acela. Vorbeam aseară dimineață cu Bogdan și comentam despre întâlnirea de aseară și el mi spunea toate lucrurile care nu i-au plăcut la mine și eu am zis că m-am văzut în fața la sala aia așa de mare, parcă m-am pierdut la un moment dat, în ciuda vârstei și a libertății pe care o am după atâția ani, dar... Ce vreau să vă spun este că noi toți trebuie să privim la Domnul Iisus Hristos și în dimineața aceasta și El e singurul care poate împlini așteptările noastre. Și El decide să le împlinească într-un mod așa de diferit și prin diferite persoane. De aceea, dacă vrem să-L onorăm, trebuie să ne uităm la El și să-I acordăm toată cinstea și toată încrederea. Eram în Craiova, acolo slujesc la 3 biserici și mă duc așa prin sate în Oltenia și am fost în biserica veche, cum ar fi Nicolina la noi și acolo e un frate de vreo 70 de ani care s-a întors la Domnul acum vreo 20 de ani și mă întreabă ce vârstă ai. La ei e foarte importantă vârsta și eu o dau seama, zic, am 46. Dar trebuie să-i citesc în oglindă. A, zice, bine. Când mă uit în sală, văd așa de mulți tineri și dacă cei mai în vârstă n-ați fi aici, eu știu, imediat știu copiii cui sunt. Vă seamănă copiii unii cu tații, alții cu mamele și așa mai departe și în ciuda faptului că sunt destul de mulți tineri, eu mă simt ca acasă. Voi nu mă cunoașteți decât din auzite, dar m-aș bucura și vă simțiți ca acasă. Mă uitam la Simon cum își mângâia barba. O văd pe Ana în el, deși el e băiat. Și mi-aduc aminte că eu făceam la fel când eram ca eu. Purtam barbă când eram în România și... Da, haideți să deschidem împreună Scriptura în 1 Ioan, care este cartea care o putem regăsi în ultima cântare pe care ați cântat-o. Nu știu de ce ați ales să cântați cântarea asta, dar mă gândesc că Duhul Domnului e acela care ne călăuzește aici. Și să citim din capitolul 2 primele 6 versete și să împărtășim câteva gânduri ca să ne bucurăm așa cum dumneavoastră ați dorit lucrul ăsta. Și eu îl doresc din toată inima. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un... E greu de pronunțat, nu așa? Ce direct e cuvântul lui Dumnezeu și Ioan. Și ce contrast între primul cuvânt din capitolul ăsta, copilașilor, cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm
că suntem în El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și el, persoana, deci, cel care zice că rămâne în El, să trăiască și el cum a trăit Iisus. Amin. Rămâne întrebarea aceasta. Textul se încheie și, de fapt, versetul ăsta 6 sintetizează celelalte 5 versete. Cine zice că rămâne în Iisus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Când te gândești la lucrul ăsta, eu cel puțin mă simt afară sau out. Nu? Spun asta că cei mai mulți tineri de aici învață engleză și le place foarte mult să gândească. Am văzut și pe stradă așa de multe firme în limba engleză. Cine zice că rămâne în Iisus, trebuie să trebuie. Textul îmi inspiră mie seriozitatea acestei dezbateri. Trebuie să trăiască cum a trăit Iisus. Și eu mi-am pus imediat întrebarea aceasta. Cum a trăit Domnul Iisus Hristos? Noi toți, de fapt, știm din Evanghelie, nu? Aș vrea, înainte de a intra în întrebarea aceasta și în răspunsurile pe care eu le am aici, să ne uităm puțin peste carte. Ioan a fost supranumit de Domnul Iisus, supranumit de teologi, apostolul dragostei, și Domnul Iisus Hristos l-a avut în cercul lui de intim, erau trei, cei doi frați, fiul lui Zebedei și Petru. Și îi se adresează cu expresia aceasta, de prea iubit. Mai sunt în Biblie și alte persoane, nu? În Vechiul Testament, Daniel era numit cu expresia aceasta. Mă aduceți aminte, prea iubit, om prea iubit și scump. Și între ei este o legătură foarte puternică, între Apocalipsa lui Ioan și cartea lui Daniel. Dar cartea, în esență, e preocupată, și acesta Ioan, de fapt, de dragoste. Dragostea care se manifestă în primă instanță printr-o relație sau legătură, spunem noi, de părtășie. Și își folosi cuvântul în carte de mai multe ori, în special în capitolul 1, cuvântul părtășie. Știți de ce arată sala asta așa cum arată în forma asta? Eu mi-aduc aminte că m-am dus la un arhitect și am lucrat și el m-a întrebat ce vreau. Arhitectul care era atunci pe primăria Iași și eu n-am fost mulțumit cu anumite lucruri și am plecat la un arhitect pocăit de la Arad, la Titi Bolzan, și el mi-a pus o întrebare simplă. Ce vreți voi să faceți acolo? Și eu am zis, vrem să avem părtășie. Noi nu vrem să facem o sală de conferințe. Nicolina e foarte bună de sală de conferință, că e lungă, în cap foarte mulți, nu? Asta nu e bună de sală de conferință. Și nici nu avem nevoie să ținem conferințe. Și el mi-a sugerat, și este cumva după templele sau după Aeropagul din Atena, în care oamenii... E și o problemă de acustică la mijloc, dar ea are forma asta ca noi să fim cât mai aproape unii de alții. Întrebarea e cât de aproape suntem, știți? Ar fi fost fain dacă ar fi continuat mai mult, probabil, nu? Așa să fie un oval terminat, ca să zic. Dar mi-aduc aminte de vremea aceea când cei care eram împreună cu Donel și cu alții din generația noastră, cu Mihai și cu cei care au mai fost și unii au plecat, când noi aveam o anumită relație pe vremea aceea și ea putea fi sintetizată în cuvântul acesta care îl găsim în capitolul 1, părtășie, care este o adâncă stare de legătură, de comuniune, în dragoste, care înseamnă, potrivit capitolului 1, și acum începem să ne uităm la carte, înseamnă în esență, părtășia în esență este în primul rând sinceritate. În dragoste nu sunt lucruri pe care să le ascunzi. Când iubești nu te poți ascunde. Și asta se vede foarte clar începând de la versetul 5, acolo unde zice despre Dumnezeu că e lumină, nu? Dar zice un lucru extraordinar. Dumnezeu care e lumină, El e în lumină. Ați observat lucrul ăsta. Că după aceea, dar dacă umblăm în lumină, după cum El, Dumnezeu însuși este în lumină. Și eu am pus întrebarea asta simplă. Cum adică, Doamne, Tu ești lumina și Tu ești în lumină? Ce vrei să zici? Că eu nu pricep. Scriptura e o carte care nu trebuie să o explicăm, trebuie în primul rând să o credem. Cum adică lumina e în lumină?
Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a arătat că El e dragoste, scrie la Ioan 4 cu 16, 1 Ioan 4 cu 16. Și El nu are nimic de ascuns. Sunt expresii în cuvânt. Să ascult eu de rob, să ascund eu de robii mei prorocii, nu? Diavolul lucrează pe principiul tainei. Un creștin se deosebește de ceilalți că ei nu se ascund. Adică, potrivit acestui text, părtășia este sinceritate sau este curajul de a te prezenta cum ești. Dacă voi ați stinge toate becurile astea aici și ar rămâne alea două, când eu m-am ridicat aici, ce am făcut? Am pășit în lumină și mă expun, îmi vedeți toate ridurile la 65 de ani și așa mai departe, nu? Deci, părtășia e sinceritate, în primul rând. Ioan a scris această carte și vă scriem ca să aveți părtășie unii cu alții. Începând de acasă, bineînțeles. Să aveți această comunie adâncă pe care noi o avem cu Dumnezeu. Și vă chemăm în părtășia cu Dumnezeu, care întotdeauna va duce la părtășia unii cu alții. E interesant, nu-i așa? Lasă-te văzut așa cum ești. În capitolul 2, dragostea este și părtășia este o problemă de ascultare. Ați văzut aici, dacă zicem că păzim, dacă zicem că îl cunoaștem, dar nu păzim, și apoi capitolul continuă și în final, într-o bucată foarte bună de text, e preocupat de ungere. Mi-a plăcut că cineva aici a zis, vreau să urmez cuvântul Domnului. Asta e foarte bine, dar cuvântul Domnului are nevoie de ungere, de Duhul Sfânt care a inspirat cuvântul Domnului. Noi nu putem trăi cuvântul fără prezența și puterea Duhului Sfânt. Nu putem. Ne-ar place probabil ca oameni, dar nu putem. Eu nu pot cel puțin. Scriptura arată foarte clar. Părtășia e o problemă de sinceritate și în capitolul 2 e o problemă de ascultare, de supunere. Capitolul 3 și 4 se ocupă cu precădere despre dragoste. În două capitole. Pentru că nici nu poți avea părtășie fără dragoste și părtășia este expresia dragostei. În două capitole. Putem să considerăm că aici e punctul culminant al cărții într-un anumit sens. Totul se adună în dragoste și e din dragoste și pleacă din dragoste. Vreau să vă întrebați și eu mă întreb pe mine și trebuie să ne întrebăm unii pe alții. Dacă noi iubim pe cel de lângă noi. Creștinismul e dragoste, nu e altceva, pentru că Dumnezeu e dragoste. Capitolul 5, care e ultimul capitol, se vorbește în continuare de dragoste și pentru că iubim pe Dumnezeu și credem în El, biruim lumea. Legătura noastră de părtășie ne duce pe terenul biruinței. Asta e în prima parte a capitolului 5. După care urmează o siguranță. Care? Siguranța mântuirii, nu? De la versetul 12. Și alte lucruri. Dacă ne iubim și intrăm în această părtășie cu Dumnezeu și unii cu alții, pentru că îl iubim pe Dumnezeu, biruim lumea. Și aici vedeți semnificația relației și a părtășiei. Biruim pentru că suntem împreună. Spuneam aseară și unii ați auzit, probabil că v-ați uitat pe... Dar repet acum aici. De aceea rugăciunea Tatăl nostru se numește... Nu e rugăciunea Tatăl meu, e al nostru. Nu? Când se roagă Dan, Dumnezeu îi spune, ai grijă că n-ai tratat-o bine azi pe Milica. Sunt prieten cu Dan, de aia îmi permit. Nu pentru că știu ceva, nu, să nu înțelegi greșit. Și ea e și ea fiica mea. Noi ne-ar place să zicem Tatăl meu, dar e al nostru. Nu te poți ruga dacă nu e în considerare pe ăla de lângă tine, dacă nu te gândești la el. Dacă nu-l iubești, nu te poți ruga. Asta a vrut să zică. De fapt, așa se încheie rugăciunea Tatăl nostru, nu? Nu putem birui lumea, eu vreau să zic, în lumina acestei epistole, singuri, nu. Cine crede că poate, se înșeală. Noi avem nevoie unii de alții și biserica este privită din perspectiva acestei metafore a trupului. Avem nevoie unii de alții. Mai credem noi lucrul ăsta? Mai credeți dumneavoastră lucrul ăsta?
Să nu vă gândiți la Ana, că Dan pleacă și stă câteva luni în America, sau la mine acum că sunt de 3 luni, mă duc acasă luna viitoare. Am sunat-o pe Amelia și am zis, ce faci? Și am vorbit. Și eu la un moment dat zic, mi-e dor de tine. Să nu râdeți, că și la 65 de ani ți-e dor de nevastă. Din toate punctele de vedere. Și ea bineînțeles că mi-a dat răspunsul care eu îl așteptam, și că vină acasă. Și mă duc acasă luna viitoare. Am luat printr-o greșeală un bilet de 8 luni de zile, dar inițial am vrut să le iau pentru 6 sau 7, că așa ne înțelesesem. Și când a venit seara și s-a trezit că eu îl cumpărasem bilet pentru 8 luni. S-a potrivit numai bine, și vină acasă. Și mi-a luat bilet să plec acasă. Mai avem noi părtășia asta? Dumneavoastră faceți ora asta de închinare, foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar știți ce mai făceam noi la început? Nu aici, că nu era pe vremea aia ce aici. Noi am fi putut să avem într-un an sau doi clădirea asta maxim. Că aveam bani foarte mulți. Vindeam haine de mâna a doua. Când eu am tras linia și am plecat în 94, făcusem în anul ăla, nu eu, magazinele Filocaliei, 394.000 de dolari. Vă imaginați ce înseamnă suma asta? Poate n-ați auzit niciodată despre așa ceva. 394. Erau bani. Dar noi am avut grijă și ne-am gândit că e important să ajutăm pe oameni și să-i folosim într-o perspectivă evanghelistică, ca oamenii să se întoarcă la Domnul. Că nu clădirile sunt importante. Eram pe la Adventiști, am început pe Nicolina. Dar vă spun, duminica seara nu știu ce faceți voi, sau dumneavoastră, că sunt unii mai bătrâni ca mine aici. Dar noi mergeam în parc. Frații erau foarte supărați și erau discuții la nivel de țară. Și ăștia s-au... Ei, duminica după amiază, nu mai merg la adunare, merg în parc. Dar ce făceam noi în parc? Asta era întrebarea. Ne jucam. Și înțelepciunea să juca pe rotocolul pământului și își găsea plăcerea în Simon și cine e lângă el. Înțelegeți? Și mă întreabă unul într-o după amiază. Zice, frate, și tu te ceri cu nevasta? Eu mă gândesc puțin, ce să fac? Vă dați seama ce întrebare delicată. Și am răspuns și eu, mai vorbești? Și el s-a întors la Domnul din cauza asta. A zis, eu am întâlnit mult pocăiți. Acum nu vreau să mă scop pe mine în evidență, dar vreau să spun că noi avem nevoie să fim așa. Că degeaba ne ascundem. Nu? Spunea Washington, să cobora și el pe treptele alea pe care le avea la vremea aceea, acolo unde era clădirea lor de parlament, și un tânăr a alergat și a tras una așa, l-a întors, l-a învârtit și el s-a oprit și a zis... Tinere, ce se întâmplă cu tine? El a avut o meditație în care a spus, zice, doi care sunt împreună, dacă zic că nu se ceartă, ori mint, auziți? Ori unul a subjugat în totalitate personalitatea celuilalt. Lucru care se întâmplă. Și una și cealaltă, zic, valabile. Și el a zis, domnule, și eu mă cer cu nevastă mea și nu știu cum să o scap. Cum să scap din chestia asta. Și voi cum scăpați? Zic, problema e că nu scăpăm. Și până la urmă ce faceți? Ne plecăm pe genunchi. Ne plecăm pe genunchi. Asta e singura noastră scăpare. Numai Domnul Iisus ne scapă de slăbiciunile noastre. Și noi suntem aici în așa ceva. Cine zice că rămâne în Iisus, în El trebuie să trăiască cum a trăit Iisus. Un deziderat sau un lucru imposibil. Ați cântat aici, mi-a plăcut foarte mult și o cântam și așa. Osana, Osana. Știți ce înseamnă Osana? Da, sigur. Mântuiește-mă acum! De cine? Ei vroiau de romani. Și noi am vrea să scăpăm de politicieni și mincinoși, care sunt copiii comuniștilor de ieri. De la altă ieri sau... De 20 de ani urmă. Toți am cam vrea chestia asta. Mai ales când mă întâlnesc cu un frate care are Mercedes și eu umblu cu Matiz, vă dați seama, îngrămădit acolo. Și știu că din cauza politicienilor și așa mai departe, vă dați seama că vreau să scap. Domnul Iisus a zis, vine stăpânitorul lumii și el nu are nimic în mine, dar în noi are? Are sau nu? Ce are în noi? Sinele. De-aia el când vorbește zice, cine vrea să mă urmeze să se lepede de cine? De sine, de eu, de importanța pe care mi-o dau. Să trăiești ca Iisus
E posibil așa ceva? Să se lepede de sine? Asta e posibil numai dacă ai o relație cu El. De aceea creștinismul e o relație de comuniune cu Dumnezeu și unii cu alții. Despre care trebuie să ai curajul să te prezinți așa cum ești. O relație în care să fii tu așa cum ești. Să te lași văzut cum ești, să te lași cunoscut. Jos măștile, zice capitolul 1. Asta zice. Jos măștile. Noi toți avem fiecare. Ați văzut că ăștia fac balurile astea pe la Veneția și nu știu, pe unde, dintotdeauna. Fac baluri mascate pentru că au scopul să ascundă unii de alții. Acolo, în distracție, vor să rezolve anumite lucruri și își mai schimbă și vocea și își pun câte o mască ca să nu se știe exact dacă a fost prințul cu tare sau săracul cu tare sau nu știu cine. Vă scriem ca să vă bucurați de plin. Bucuria este rezultatul faptului că avem curajul să pășim în lumină sau să ne lăsăm văzuți așa cum suntem. Nici nu ești creștin dacă nu faci lucrul ăsta. Îți zic și eu din cauza textului, nu o luați de la mine. Ce cine zice, îl cunosc. A cunoaște limba ebraică nu este ce noi și cum suntem obișnuiți. Și eu am înțeles mai bine asta în America. Acumulare de informații intelectuale. Ăsta e modelul grecesc de cunoaștere. Chiar laboratoarele științifice le explică foarte bine ce înseamnă a cunoaște în ebraică, nu? Că oamenii de știință în laboratoare se duc ca unii care nu știu cum e materia. Și cu fiecare pas o descoper. Și realitatea, chiar cea spirituală. Și ce fac acolo? Pleacă la drum ca unii care încep să experimenteze, să vadă cum o să manifeste în anumite condiții. Fac experiențe. Și în felul ăsta, încet, au ajuns la tot ce știm azi. Și noi știm, dar nu mai avem experiența lor de laborator, nu-i așa? După cum și în creștinism. Toți de aici știți atâta Scriptură și eu. Și la ce ne ajută dacă nu o trăim? Dacă nu o experimentăm? A cunoaște în ebraică pe Dumnezeu, cuvântul de aici și din alte locuri, Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 17, este același cuvânt folosit când spune Biblia în Genesa că Adam a cunoscut-o pe Eva. Înseamnă experiență în intimitate. În toate planurile existenței, spiritual, sufletește și fizic. Și acum vreau să revin aici și am aici ceva în față care îmi scăpase, dar vreau să zic acum, m-am uitat și sunt bătrân, încep să uit. Sunt tânăr pe de altă parte. Cineva mi-a zis aseară, zice că nu te-ai schimbat. Nu e adevărat. M-am schimbat, dar prin harul lui Dumnezeu sunt așa cum mă vedeți. Epistola e foarte preocupată de cuvântul ăsta știm. De 39 de ori se repetă. Este epistola dragostei de a siguranței în același timp. Cel care iubește și care se lasă iubit de Dumnezeu, el trăiește într-o bucurie și o liniște a prezenței Domnului. El e sigur de toate lucrurile. Dar lucrurile merg așa de departe încât spune în capitolul 2, zice, noi avem ungerea. Noi îl avem pe Duhul Sfânt și... Și cine își aduce aminte? Știm toate lucrurile. Extraordinar, nu-i așa? Experimentăm toate lucrurile cu Dumnezeu. Nimic nu ne este ascuns. Ce frumos! Nu? E posibil, vrea să spună epistola asta. Ați văzut cu ce începe capitolul 2? Copilașilor vă scriu ca să nu păcătuiți. E posibil, frați și surori. Să nu-mi puneți întrebarea dacă eu mai păcătuiesc sau nu. Că o știți răspunsul. N-are niciun rost. Nu? Dar eu vă împărtășesc cuvântul ca un păcătos care mi se întâmplă. Că asta vrea să zic aici. Dacă se întâmplă, nu dacă te bălăcești în păcatele tale, nu? Sau în plăcerile proprii. Dar e posibil și cumva am aici surprins epistola din punct de vedere al cuvântului e posibil sau putem. Creștinismul se mișcă pe coordonata asta. Putem să avem bucurie în capitolul 1. Tot în capitolul 1. Putem să avem părtășie. Dumnezeu e inițiatorul și El se oferă și mijlocitorul. Putem să nu mai păcătuim la capitolul 2.
Putem să ne iubim, pardon, putem să nu fim înșelați, tot la capitolul 2. Putem să nu fim înșelați. Putem să ne iubim unii pe alții. Putem să iubim pe copiii lui Dumnezeu. Putem, fraților. Putem, pentru că avem ungerea. Și pentru că putem, de aceea ne bucurăm. Și pentru că putem, suntem siguri de ceea ce avem. Și dacă vreunul de aici trebuie să plece la Domnul, el știe că se duce la Domnul. Nu dacă pleacă din viața asta, am vrut să zic. El știe unde merge. De aceea se bucură. El asta așteaptă. El asta așteaptă. Fiecare de aici asta așteptați, nu așa? Putem să biruim lumea. Putem. Auziți? Putem. Dacă vrem. Putem ști sigur că avem viața veșnică. Astea sunt ideile mari ale cărții. Și acum, pentru că am pomenit cuvântul dacă vrem, mai zic lucrul ăsta și mă apuc de treabă. O să-mi zică Bogdan, iar ai făcut o introducere lungă. Mulțumesc, Bogdan. Are dreptate. Dar asta a pregătit intrarea în scenă. Acolo, într-un sat, sunt o familie și încă un frate care s-au întors la Domnul. El a fost milițian sau polițai și ea e învățătoare. Noi i-am cumpărat o vioară. Domnul, adică, i-a cumpărat o vioară. Că ea e învățătoare. Și eu am zis, voi trebuie să vă botezați, nu mai amânați. Și ei zic, noi nu vrem să ne botezăm acolo. E o problemă, acolo nu vreau să intrăm în explicații. Și eu am zis, bine, și ce vreți? Și ei zice, vrem să ne botezi tu. Am zis, eu nu mă ocup de chestia asta. Au, dar totuși, am zis, dacă, asta apropo de filocalie, dacă vreți ca eu să vă bag în apă, cu alte cuvinte, trebuie să vă întreb dacă v-ați pocăi cu adevărat. Și el zice, frate, eu mai beau câte o bere și mai fumez. Și acum s-a uitat la mine, dar el era blindat cu argumente, știți, la cele două aspecte. S-a uitat la mine să vadă ce zic, dacă e rău sau bine. Eu n-am zis nimic, bineînțeles. Am tăcut. Și am mai vorbit noi și el mi-a povestit că Spurgeon fuma pipă. Și atunci am aflat un lucru pe care nu-l știam. Dacă te duci la tabernacle, îl vezi pe Spurgeon cu pipa în gură. Am zis, băi, dar ăsta nu-l trăgea în plămâni. El a experimentat ce se întâmplă la templu cu fumul ăla de tămâie, știi? Și îl lua pe gură, îl mai trăgea pe nas. E o chestie care o știu ăștia. Care... Dar a venit unul la el și asta n-am știut. A venit unul la el și a zis, domnule Spurgeon, noi suntem o prăvălie care o să facem pipe și vrem să dăm numele tău, că ești foarte faimos. Avea 6.000 de oameni care l-ascultau în fiecare duminică, vă dați seama. Din care 700 stăteau la subsol și se rugau în timp ce el vorbea. Apropo de așteptări. Și Spurgeon când a auzit, a zis, cum? Să puneți pe o pipă? Și a luat pipa și a aruncat-o. Și în veci n-a mai pus mâna pe ea. Zic, vezi mă, și tu ți-ai folosit, l-ai luat ca argumente, știi? Da, el e mai tânăr, are 49 de ani. Dar zic că, știi care e problema ta? Problema ta nu este dacă poți. Că el mi-a zis, frate, nu pot. Dacă nu pot. Dar eu zic, putem, domnule, tu n-auzi că vorbeam de aici cu el. Și eu zic, problema ta nu e că nu poți. Dar eu când am zis că, acum, să vedeți, dar eu zic, problema ta este dacă, și n-am vrut să zic că nu vrea, știți, n-am vrut să-l, că în Domnul Iisus nu există decât da. Scrie în 2 Corinteni, în primul capitol, nu? În Iisus Hristos e doar da. Am zis, problema ta e ce vrei tu cu adevărat. Ce vrei tu cu adevărat și nevasta? Zic că da, Domnule, asta e problema. Adică tu nu vrei cu adevărat, de fapt, să-l lași fumatul. Asta e. Că dacă vrei, și am avut un prieten în America, un român care frecventa biserica în care erau păstor, eram păstor și el a venit la mine exact cu aceeași problemă. Și i-am zis, puiu, hai să ne rugăm. Și ne-a rugat. Și după 3 săptămâni, Dumnezeu, când s-a sculat într-o dimineață, nici îi era grea să numai să gândească la... Nu mai avea niciun gust, nicio atracție. Într-un mod supranatural, le-a luat cu mâna. Și zic, uite ce i s-a întâmplat la tipul ăsta. Poate se întâmplă și ție, dacă vrei cu adevărat. De asta, măcar dacă vă duceți acasă cu întrebarea asta, ce vreți voi cu adevărat sau dumneavoastră? Când ne întâlneam la Filocalia, după ora de închinare, știți ce urma? Nu pot să mă lăs de fumat. Asta urma. Și o trebuie să încep eu, că eu le-am dat ideea, așa a fost atunci, și mi-a zis, păi începe tu. Și am început cu lucrurile negative, că astea erau cele mai frecvente. Și mă sculam în fața dumneavoastră, cum era atunci,
Și spuneam, să vă spun ce am, unde am căzut săptămâna asta. Noi am plecat 30 de persoane și în 2 ani au ajuns la 250, dintre care, să nu zic mai mult, dar mi-aduc aminte că am făcut o statistică atunci. Vreo 150 de oameni erau veniți din ortodoxie, din mediul tradițional. Oamenii nu se pocăiesc dacă noi ne credem pocăiți și le spunem să pocăiți. Ei se pocăiesc dacă vede că suntem oameni sinceri și recunoaștem că nu suntem mai buni decât ei, că suntem toți o apă și un pământ ca oameni și că dacă suntem ceea ce suntem, este pentru că Domnul Iisus e în noi. Asta e singurul motiv. Nimeni nu-i mai valoros ca celălalt. Și dacă îi dăm libertatea Duhului Sfânt sau Ungerii să facă El ce vrea în noi, să nu mai face ce vrem noi, că asta e marea noastră problemă. Ce înseamnă, și acum aș vrea să spun, părtășia cu Domnul Iisus în textul ăsta este o problemă de ascultare și are doi poli în text. Unu, dacă zicem că îl cunoaștem. Deci dacă zicem că îl experimentăm. Ăsta e unu. Și doi, cine zice că rămâne. Rămânere. Experimentare și rămânere în această relație în care noi experimentăm prezența Domnului. Astea sunt cele două lucruri din text. Rămânere. A, mi-a mai plăcut o cântare. E important să ai aici, să te mai uiți, că uiți, mi-a plăcut El Shaddai. Și în ultima vreme am citit niște comentarii. Știți ce înseamnă El Shaddai? El Shaddai, El e Dumnezeu transcendent, sună ca în limba română. Shaddai este o expresie în ebraică care are mai multe înțelesuri. Unul din înțelesuri este Dumnezeu e de ajuns. Dar cea mai folosită de evrei, sau înțelesul în care e folosit de evrei în Vechiul Testament este următorul. Dumnezeu sunt de femeie. Asta înseamnă El Shaddai. Când spui asta, imaginează-ți, adu-ți aminte când erai copil, cât de bine era, pe mine m-a alăptat maică-mea până la 2 ani. A avut ea credința asta. Se pare că evrei m-a întors, m-a lăsat la un an, dar eu am mai vrut. Îmi plăcea foarte mult acolo, la sânul mamei. Și Scriptura face această comparație. Într-unul din psalmii treptelor. Dumnezeu sunt de femeie. Gândiți-vă la gingășia, la delicatețea, la faptul că îl hrănește și e acolo cu capul aproape de inimă. Și ea se dăruiește prin lapte lui, cu toată ființa ei. Așa s-a dăruit Domnul Iisus Hristos la cruce pentru tine. Și tu mergi poate nepăsător și trăiești într-o stare de religiozitate, făcându-ți încă voia, crezând că ai dreptate. Deci sunt doi poli, experimentare și rămânere, și noi o să discutăm mai mult despre rămânere, pentru că socotesc că cei mai mulți de aici ați experimentat, dar probabil aveți nevoie din nou și eu vă recomand, dacă vreți, dacă nu e problema noastră. Începeți din nou să mai reduceți, că e fain să cânți și e mai ușor, dar e mai greu să spui, să vă spun cum am căzut cu capul de pământ săptămâna asta, să audă toți 200 de aici. Înțelegeți ce vreau să zic, nu? Ăla era un timp de părtășie care pe vremea aceea noi aveam un timp de închinare de 20 de minute și timpul de părtășie era 40 de minute. Și ca să putem în timpul de închinare să rezolvăm lucrurile, ne rugam pe grupuri, vă aduceți aminte, de 6 persoane în medie. Cu o voce suficient de tare ca să mă audă vecinul, dar suficient de scăzută să nu deranjăm celelalte grupuri. Și puneam accent pe timpul de părtășie în care ne împărtășeam unii altora, că nu suntem niște cocoși de ăștia numai care cântăm și ne dăm creștini, ci suntem niște oameni obișnuiți cu slăbiciuni, cu greșeli, noi ăștia care învățam pe alții în primul rând. Asta făceam eu atunci și fratele Donel și alții. E adevărat, Donel, ți-aduce aminte, nu? Și oamenii se pocăiau că vedea că nici Donel și nici eu și nici alții nu ne dădeam grozav cât de pocăiți suntem, că eram și noi oameni. Nu vreau să încurajez în sensul negativ nimic când vă spun lucrurile astea, ci vreau să arăt cât de transparenți trebuie să fim. Un copil de ăsta, așa cum era unul pe aici mai înainte al ei, care tropăiește că el e un copil, n-are nicio treabă, știți, e copil. L-a întrebat la școală, era în clasa întâi așa, și l-a întrebat, cine știe care e definiția unui sfânt? Care e? Și el a zis că a văzut în biserici, da, zice, e unul prin care trece lumină. Adică e transparent. De când n-ai mai fost transparent, aș vrea să te întreb? Ia-ți curajul ăsta. Spune-i nevestei.
Nu mai te gândi. Adevăratul bărbat e bărbatul care e transparent, să nu uitați. Nu bărbatul care zice eu sunt șeful. Nu. Observați? Pentru că el e preot și el trebuie să dea tonul. Doamne, ajută-ne! A rămâne în Domnul Iisus înseamnă patru lucruri, ne-am notat eu. Le zic repede întâi și după aia intrăm câte puțin în fiecare. Mai întâi este focalizare totală, concentrare, meditare, preocupare de El. A rămâne în El înseamnă lucrul ăsta. Să fii preocupat de El. Să te gândești la El. La ce te gândești tu toată ziua? Trupul nostru ne dă ghes. Tot ce e în trup și în suflet se ridică la nivelul minții și Duhului. Doi, este acționare de pe terenul prezenței Lui. A rămâne în El înseamnă să acționezi de pe terenul prezenței Lui. Că noi suntem ființe dinamice și active și viața e foarte activă și dinamică. Dar nu luăm decizii de capul nostru. Asta e important pentru că avem ungerea. Trei, asta este expresie folosită de Bab. Unii l-au cunoscut pe Bab și Caneluța au fost foarte buni prieteni și ca mine și ca alții de aici. El petrecea timp cu nevasta împreună și eu puteam să folosesc și am scris aici asta. Deci al treilea înseamnă să petreci timp împreună cu Domnul Iisus, dar el zicea, eu pierd vremea cu nevastă mea. Adică ieșim împreună și nu mai ținem seama de timp. Noi suntem ființe în timp, dar creștinismul este ceva care e dincolo de timp și fiecare de aici și eu avem mare nevoie să stăm împreună cu Domnul fără să ne mai gândim că trebuie să fierbem, să spălăm, să merg la facultate. Nu. Avem nevoie de timpul ăsta. Și patru este această comuniune sau înțelegere adâncă și părtășie cu Domnul Iisus. În care noi avem nevoie să înțelegem cum înțelege El lucrurile. În care nu e nevoie să vorbești foarte mult, ci e nevoie să stai liniștit și să asculți. Pentru noi rugăciunea de obicei, știți ce e? Un monolog. Ne facem datoria. Rugăciunea trebuie să fie o conversație. Și în Psalmul 5 e scris foarte clar și în alte locuri. Dimineața îmi îndrept rugăciunea spre tine și ce fac? Ce aștepți? Să auzi, sigur că să vorbească și el. Ne trebuie practica asta numai decât. Vorbim așa de mult, unii se roagă, nu se pot opri săraci. Și am zis, ce e bine dacă ai învățat să te rogi tăcând. Mai taci, Domnule. Mai lasă-l și pe el să vorbească. Fă-i și lui loc. Avem sentimentul și psihologia asta coruptă a societății, seculară, ne învață că trebuie să te exprimi ca să te simți bine. Asta este o minciună. Adevărata psihologie care se învață în școlile creștine este o psihologie care te învață să taci. Ca să-i faci loc lui Dumnezeu să-ți vorbească, adică să-l poți auzi, de fapt. Că el vorbește, dar noi... Eu, pentru că am făcut electrotehnică acolo, când învârț ca să intri pe aceeași lungime de undă, sunt într-un circuit electronic de acordare, sunt rezistențe, impedanțe, capacități, dar gândiți-vă la două, capacități și rezistențe. Micșorăm de obicei rezistențele care sunt într-un raport invers proporțional cu capacitățile și mărim capacitățile. Avem tot felul de rezistențe în noi. Nu ne place cum ne iubește bărbatul. Nu ne place cum gândește... cum gătește nevastă și alte lucruri. Spun astea cele mai elementare, dar sunt unele foarte subtile. Și rezistențele astea ne împiedică să avem o părtășie, dar mai ales ne împiedică să rezolvăm problema. Noi nu înțelegem că nu putem rezolva unul cu altul problema decât dacă rezolvăm întâi cu el. De aceea ne trebuie acest timp petrecut în prezența Domnului, pierdere de timp împreună, adică ieșirea afară din. Doamne, ajută-ne să ne găsim timp pentru Tine. Știți cine știu cel mai bine lucrul ăsta? Aici, doamnele și fetele și femeile în general. Dacă o întrebeam, mi-aduc aminte, am întrebat-o pe o doamnă cu care vorbeam. Zic, te iubește bărbatul? Că ea a venit să spovedească. Și ea asta a venit, de fapt, să-mi spună. Înțelegeți? Și eu i-am zis, adol și pe el, că e mai corect să stăm toți trei de vorbă. Dar o trebuie să terminăm discuția și a venit una care iubea bărbatul și a întrebat aia, te iubește bărbatul? Zice, el petrece mult timp cu mine, mi-a zis asta. Asta e, dragostea își face timp. El stă cu mine, îi place să mă vadă, să mă ia de mână, să mă îmbrățișeze și așa mai departe. Lui îi place de mine și petrece timp. Noi petrecem puțin timp
unii cu alții și cu Domnul. Și în ultima vreme, m-am uitat prin aeroporturi, acum pe unde am stat, din cauza că era un bilet ieftin, toată lumea era cu ce? Cu tableta și cu telefonul. Nimeni nu mai vorbea cu nimeni, toată lumea era cu... sau cu telefonul ăsta. Nu? Vedeți cât de departe am ajuns? Bineînțeles că astea au un rost și un rol, nu sunt rele în sine. Rău e noi. Că am început să ne găsim plăcerea și ne închinăm. Asta e icoana mișcătoare, asta e convingerea mea din Apocalips. Și nu cred că greșesc deloc. Cred că Domnul mi-a vorbit. Toți îl vor vedea pe Anticristul pe asta, când va fi răpită biserica după, și el le va porunci la toți, va fi atot prezent pe tot pământul prin asta. El va fi un om în care va intra diavolul. Și ei se vor închina, dar deja se închină. Și unul mi-a zis, frate, dar ăștia n-au pus încă numărul. L-au pus, mă, tu nu vezi că niciun produs pe care îl cumperi nu-i fără diagrama aia, liniile alea, unele după altele, care sunt 666. Nu cred că știați lucrul ăsta foarte mulți. Alea sunt 666, într-o anumită formă. Și într-o zi o să ai și chipul dacă nu te întorci la Domnul ca să fii răpit aici. Nu? Deci, să revenim, este mai întâi concentrare. Așa a trăit Domnul Iisus. Unde a trăit El? Trei lucruri. Cum a trăit Iisus? În prezența Tatălui, într-o dependență totală, nu lua nicio decizie, fără să vorbească cu Dumnezeu, și trăi făcând bine semenilor. Așa a trăit Domnul Iisus. În prezența Tatălui s-au făcut studii foarte serioase, să știți, despre timpul pe care El îl petrecea în rugăciune, într-o rugăciune în care tăcea în primul rând, nu vorbea. Tăcea în primul rând. Între 6 și 8 ore din 24. Între 6 și 8 ore. Seara la ora 6 la evrei s-a terminat. Gata. În Biblie ziua începe cu seara, dacă vă uitați în Genesă. Până a doua zi, seara la ora 6, 24 de ore. Noi nu mai avem 24. Când eram în noiembrie în Oltenia, am auzit un comentariu al Bisericii Ortodoxe și i-am felicitat. Mi-a plăcut foarte mult. În care au arătat că noi și toți știm că ziua se formează și noaptea prin rotirea Pământului în jurul axei sale, nu? Pământul se învârte, comparativ cu 2000 de ani în urmă, cu 30% mai repede. În loc de 24 de ore, avem 16. De-aia suntem așa de stresați și nu ne găsim timp. Și suntem puși în situația să renunțăm să facem foarte multe lucruri. Înțelegeți? Și spun asta, vă dau un exemplu așa banal. Un filozof grec, grece, a avut 7 învățați. Aia n-au scris nimic. Ultimul a fost Socrate. Că asta mi-am adus aminte, că vorbeam cu un tânăr care scrie cărți și i-am zis, și tu crezi în chestia asta? Și el mi-a povestit. Am zis, eu nu cred. Și pe mine m-au îndemnat unii să scriu și Dumnezeu nu mi-a spus nimic despre scris. Să scriu că spiritul este constrâns de scris. Când noi vorbim, comunicăm stări de spirit sau Duhul se comunică prin noi. Și asta nu poți să scrii. N-ai cum. Înțelegeți? Avem doar 16 ore și avem nevoie să renunțăm la multe lucruri. Asta, nu-mi aduc aminte numele lui, s-a dus și el la izvor, avea un ulcior. Asta era singurul lui lucru de care se slujea în călătoriile lui misionare, ca filozof, mergea și convingea pe oameni că noi nu suntem făcuți pentru aici. Grecii credeau că trebuie să se bucure dincolo cu zeii. Și a alunecat pe o piatră acolo, ca așa e la izvor, sunt pietre și alunecat, a căzut și s-a spalt ulciorul și a început să râdă. Un creștin ar fi tras o înjurătură sănătoasă la ulciorul sau la întâmplarea asta. Dar el nu era creștin și de aceea s-a bucurat și a zis, e extraordinar, n-am știut că n-am nevoie nici chiar de ulciorul acesta. S-a plecat și a luat cu mână. Gândiți-vă cu câte lucruri vă aglomerați în viața de fiecare zi. De care în mod real nu aveți nevoie, dar nu credeți. Viața e mult mai simplă și poate fi trăită mai simplă. De aceea, Domnul Iisus, El era foarte preocupat să-și petreacă timpul cu Dumnezeu, în prezența Lui. Nu era legat de noi, cum suntem noi legați de legăturile astea ale lucrurilor materiale, mi se pare că viața e mai bună dacă avem tot felul de instrumentații și de lucruri și de case și de mașini și nu știu cum, și de haine. Nu. E total diferit. El era... Zice, eu nu fac decât ce-l văd pe cine. Vă dați seama, el îl vedea și o să zică unii, da, el era Dumnezeu. Nu, era om. 100% om. Bineînțeles că era 100% Dumnezeu. Cum e asta? Habar n-am. Asta nu se poate explica. Asta trebuie crezut. Dar era om.
Spun asta ca să vă convinc că e posibil lucrul ăsta. Și ca să știți că e în Scriptură, de unde v-am citit, scrie aici. Îl auzea pe Dumnezeu vorbind. Cum și Ioan îl auzea. Și pentru că eu vă vorbesc, vouă vă spun. Eu l-am auzit vorbind pe Dumnezeu sonor. Și v-am mai spus asta, nu vreau să repet. Sonor, cum voi m-auziți pe mine. Zice aici, ce era de la început, ce am auzit și am văzut cu ochii noștri. Acesta am auzit în greacă, spre deosebire de cealaltă verbe de aici, din capitolul 1, este la prezent. Ce era de la început era dragostea, scrie în capitolul 3. Ce aud, asta vă scriu. Ce aud acum când scriu. Duhul Sfânt, ungerea îi vorbea și el scria. Vinea, ce am citit aici, vinea direct din gura lui Dumnezeu. Din gura Duhului Sfânt. Acolo sunteți chemați, frați și surori. Și sunt convins că fiecare își dorește lucrul ăsta, nu-i așa? Fiecare. Și e posibil, aș vrea să vă spun, e posibil. Putem. Putem. E posibil și putem. Ce bucurie. Ce petrecere. S-a terminat cu timpul. Nici nu ai vrea să te mai întorci. Gândește-te la El. Întoarce-te spre El. Te gândești că ai așa de multe probleme? Este un text în Isaia. Și întoarceți-vă la mine. Uitați-vă la mine. Întoarce-te de la lucrurile care îți plac și care te-ai aglomerat. Și zice acolo la viitor, zice în Isaia, dar e la prezent, de fapt. Așa a tradus Cornelescu, că nu era pocăit și nu știa atunci. Întoarce-te la Domnul și ești mântuit. Privește la Domnul și ești mântuit. În momentul acela. Ești mântuit. De ce? De sine, de tine. De toate lucrurile. De toate ulcioarele astea care ar trebui aruncate și sparte. Înțelegeți? Care ne dau o bucurie trecătoare, efemeră, care nu ajută la nimic pe nimeni, nu? 8 ore din 24? 6 ore? Mă gândesc cât de mult petrecem la televizor, nu? În fiecare zi. E cât un serial de jumătate de oră. Îmi zic că unui păcat să te uiți la televizor, nu? E păcat că îți pierzi vremea când ai putea să o pierzi cu lucruri mai bune, pierdere de timp împreună cu el. E diferență. Noi nu facem reguli la nimeni. E treaba voastră. Dar ai putea să stai în prezența Domnului și să-L auzi vorbindu-și și să te bucuri de El. M-am dus acasă și am vrut să-mi iau un servici ca să vin aici pe banii mei, nu pe banii altora. Că nu-mi place chestia asta. Și nu am găsit. Pe la 15 decembrie, așa, Amelia zice, ieși, domnule, la pensie și du-te. Că ea vedea. Și știa ce mă doare, nu? Și eu am mai amânat. Până pe 12 februarie. Și pe 12 februarie am băgat în computer toate datele să ies la pensie și am terminat. Și atunci a început Dumnezeu să-mi vorbească. Și mi-a zis, faci bagajele și pleacă în România. Hai, repede. Așa, exact așa mi-a zis. Și eu am zis, Doamne, dar n-am niciun bani. Și el a zis, asta nu-i problema ta, asta e problema mea. Am zis, bine. M-a sunat o profesoară de religie din sora lui Ion Onucu. Și mi-a zis, zice, ce faci? Păi zic că m-am gândit să plec în România. Și ai bani? Mă întreabă și ea, și ai bani? N-am. Și ce faci? Nu știu. Dumnezeu a zis că o să-mi dea. Dar ea a glumit și a zis, ce, o, cine știe prin buzunarele cărei văduve sărace vor fi banii tăi? Cineva mi-a spus să nu spui asta la frați, că o să râdă de tine. Râdeți, fraților, dacă vreți. E problema voastră. Și după 2 ore mă sună o văduvă, după ce Angela îmi spusese treaba asta. Și zice, frate, nu mai suna de 3 săptămâni. Eu am fost păstor acolo în biserică unei femeie asta de la Brașov, o soră de 84 de ani. Da, e adevărat, vă rog să mă iertați. Dar mi-a fost rușine să sun, că de câte ori sunam îmi spunea, du-te în România, ai auzit, du-te în România. Acolo e treaba ta. Dar am zis, eu am vrut să lucrez, să fac bani, mi-am făcut un calcul până în august, fac vreo 30.000 de dolari, îi dau lui nevastă-mea o sumă, vin cu o sumă aici, mă gândeam eu, în Oltenia plângi, ca și mă lua probabil, când sunt oameni care n-au ce mânca, știți, copii dezbrăcați. Și el zice, mamă, să vii pe la mine, că Domnul mi-a vorbit să strâng bani de avion. Și zice, cât îți trebuie? Și îmi venise o reclamă, dar era reclamă la reclamă, cu 550 de dolari. Mai târziu am descoperit, dar au fost 6. Și zice, uite, am 500 de dolari într-un plic. O femeie văduvă, de 84 de ani. Și zice, îți mai dau 100 ca să ai și bani de buzunar?
Să nu vă povestesc că până în seară au venit toți banii cu care am venit și după aia au continuat să mai vină. Ăsta e Dumnezeu în care noi credem. Înțelegeți? Vă rog să credeți. Când am decis să nu mai fac, să nu mă mai duc, să nu mai câștig, eram așa de orbit de preocuparea asta că n-auzeam nimic. El vorbea, dar eu n-auzeam, cum nici voi n-auziți de multe ori. El vorbește, dar voi n-auziți, că nu vi s-au spart ulcioarele. Aruncați-le, domnule, la o parte. Dă-le încolo de ulcioare. Fraților și surorilor. Aș vrea să mă iubească mai mult soțul. Știu. Și eu la fel aș vrea. Și da, dar el e așa. Nu, tu ești altfel. Asta e problema. Noi știm că el e așa sau ea, dar tu ești altfel. Problema nu e la el, e la tine, dar unde e la mine? În relația ta cu Dumnezeu. Tu nu petreci timp cu Domnul, trăiești foarte mult în tine, iei decizii de capul tău, am spus aici al doilea lucru, a rămâne în el înseamnă să acționezi de pe terenul prezenței lui și zice, eu nici nu vorbesc decât ce-l aud pe tatăl vorbind. Dar zice un lucru care m-a făcut praf cu ani în urmă. Eu spun ce tatăl îmi spune și continuă. Și cum îmi spune tatăl? Observați cât de departe merg lucrurile. Ce dependență, asta e rămânere. Noi ne uităm la el ca să vedem ce a făcut el, să facem și noi ca el, știți? Asta e marea noastră nevoie. Nevoia noastră de Domnul Iisus. De fiecare clipă. De timp petrecut cu el. Tot în epistola asta scrie mai târziu, noi îl iubim, de ce? Pentru că el ne-a iubit întâi. Și scrie în Romani la capitolul 8 că el a turnat dragostea lui în inima noastră în capitolul 5. Iertați-mă. Până la revărsare. A turnat să curgă și în afară. Vă lipsește dragostea? Lăsați-l să toarne din nou. Scrie în Isaia, deschideți gura larg și ți-o voi umplea. Nu te mai uita și nu mai da vina pe nimeni. Asta a făcut Domnul Iisus, așa a trăit. Dumnezeu i-a dat toată judecata. Și când s-a uitat la noi, ne vedea cum suntem și ar fi putut și el să zică, mă, păcătoșilor, nenorociților, voi nu vedeți, nu. El își găsea plăcerea în fiii oamenilor și a păcătoși cum erau, cum și noi suntem. El nu rostea judecăți, a luat-o asupra lui și din cauza asta a ajuns la cruce. Cine zice că rămâne, trebuie să trăiască cum a trăit Iisus. Când rămâi în Iisus, ți se întâmplă un lucru pe care aș fi vrut să-l dezvolt aseară, dar n-am reușit. Că eram așa de emoționat. Dragostea nu judecă deloc pe nimeni. Ce zici, fratele, sfarghiu? Nu judecă. A luat pe el toată judecata care i-a dat-o Dumnezeu. Și a purtat-o pe cruce. Așa a trăit Domnul Iisus. De aceea avea o părtășie care îl umplea de prezența Duhului. Am putea continua, da? Ajunge dacă tot ce am auzit le facem. Domnul Iisus a zis un lucru extraordinar care nu le se potrivește oamenilor din lume. Cel mai bine ni se potrivește nouă. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Cum și noi suntem obosiți de noi, dar e dureros că suntem mai obosiți de alții. Veniți la mine ca să vă iau sarcina asta. Vă dau pe a mea alta, altceva, cu totul altceva. Veniți la mine. Ce să facem acolo? Să intrăm în această experiență care e dincolo și care va duce la spargerea tuturor ulcioarelor. Doamne, ajută-ne! Hai să ne ridicăm acum și să stăm înaintea Domnului. De-aia m-am oprit la și un sfert. Și luați-vă curajul să verbalizați.